găsit tuturor! Numele meu este Gabriela Rizescu și sunt directorul de marketing al firmei Alcedo. Ne aflăm în această perioadă în plină campanie de livrări. Putem spune că activitatea noastră a ajuns la cote maxime. Ce trebuie să știe lumea este că o astfel de campanie nu se pregătește de pe o zi pe alta, ea se pregătește cu destul de mult timp înainte, vorbim aici de 6, 9, chiar 10 luni și de aici putem să ne dăm seama de impactul pe care îl are asupra aprovizionării. Ce putem spune la întrebarea dacă avem sau nu un sezon de livrări normal este că fermierii noștri s-au aprovizionat sau se vor aproviziona cu produse în mare parte ca în cazul unui sezon normal. De ce spun în mare parte? Pentru că există furnizori care nu vor mai suplimenta cantitățile de până acum, iar fermierii trebuie să știe că există soluții și să păstreze legătura cu colegii noștri din teren, bineînțeles împreună, dar de la distanță, astfel încât să poată găsi cea mai bună soluție pentru livrare la fermă în această perioadă. Ce se va întâmpla după ce va trece această perioadă? Este destul de greu de anticipat cât de mult va fi afectată industria noastră. Ce știm astăzi este că China și-a reluat activitatea, însă la fel de bine știm că Europa va fi închisă o perioadă. Și de aici gradul de anticipare al efectului asupra industriei noastre. Ce mai știm este că agricultura, producerea hranei, înseamnă un segment strategic și de aceea știm că trebuie să mergem mai departe. Ce am învățat din tot ce se întâmplă până acum? În primul rând, cel mai important lucru pe care l-am învățat este că trebuie să ne bazăm pe noi înșine. Trebuie să avem capacitatea să producem în România. Avem astăzi nevoie de măști sau de biocide. Vom avea nevoie de vaccin. Va trebui să producem aici. Vom avea nevoie de producție și procesare care să ne asigure siguranța alimentară în România. Pentru asta avem nevoie de industrie chimică, avem nevoie de industrie, de institute de cercetare în agricultură. Avem nevoie să punem la punct toată această infrastructură pentru ca lucrurile să poată fi sub control aici în România. O parte dintre furnizorii noștri au înțeles acest lucru și împreună producem în România la Alchimex. Vreau să le mulțumesc pentru că poate mai mult ca niciodată în această perioadă ei susțin fermierii români. Care ar trebui să fie strategia noastră de viitor? În primul rând, în această perioadă pregătim sezonul de toamnă. Bineînțeles că vorbim de formulări locale, vorbim de producere de sămânță aici în România. Pe termen lung ne propunem mai mult sau mai puțin același lucru, ne propunem să dezvoltăm un portofoliu care să cuprindă încă o dată formulare și producere cât mai mult local. În final, dați-mi voie să adresez respectul și mulțumirile mele tuturor celor care luptă pentru a ne asigura o normalitate. Și aici e vorba de cadrele medicale, de forțele de ordine, de transportatori, de lucrătorii logistici, de fermieri care sunt, bineînțeles, în câmp. Și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei. Că sunt cei din logistică, că sunt cei din producție, că sunt cei din vânzări, le mulțumesc pentru activitatea depusă. Iar pentru toți ceilalți, dacă nu vă cheamă câmpul, stați acasă!